Râșnovul va găzdui sâmbătă, 27 februarie, o întrecere de tradiție. Este vorba despre maratonul zăpezii Isostar. Concursul ajuns la ediția a 5-a este primul și singurul maraton clasic pe zăpadă din Europa. Startul va fi dat de primarul orașului Râșnov, Adrian Veștea, la ora 9, de la trambulina olimpică de schi din Râșnov. Iar sosirea în toate probele va fi la centrul de pregătire montană Himalaya, de pe Valea Glăjăriei. Ne bucurăm să fim gazda acestui eveniment sportiv inspirațional, ajuns deja în al 5-lea an de organizare. Vom continua să susținem astfel de inițiative frumoase care ne invită la o viață sănătoasă, trăită prin sport și mișcare în natură, a menționat Adrian Veștea pentru mytex.ro. Maratonul zăpezii Isostar Râșnov este un eveniment unic în România, o probă a curajului în condiții de iarnă, la temperaturi negative, pe asfalt, dar și pe zăpadă. Se va alerga într-un peisaj impresionant. Este vorba despre zona istorică și turistică a Râșnovului, un cadru natural unic.